Ce soluție au obținut clienții dumneavoastră în litigiul cu dezvoltatorul imobiliar Michel Daniel? Începând cu săptămâna aceasta, Curtea de Apel Cluj a menținut hotărârea pronunțată de Tribunalul Specializat în octombrie 2011. În speță am menținut hotărârea de deschidere a procedurii insolvenței față de persoana fizică care face fapte de comerț, Michel Daniel Ionel. Este importantă această hotărâre și faptul că s-a menținut deschiderea procedurii insolvențe, pentru că ea permite cumpărătorilor și creditorilor acestei persoane să își valorifice creanțele lor. Ei acum au într-adevăr șanse să își vadă recuperate și lichidizate, să zic, creanțele, pentru că în cadrul procedurii insolvenței se pot face acțiuni în anularea actelor prin care debitorul și-a înstrăinat bunuri, acte prin care el și-a micșorat astfel patrimoniul. Care e diferența dacă nu ar exista această Da. insolvență? Pe, sigur, Procesul și pe se putea. procedura de drept comun se putea obține anularea actelor făcute de debitor în frauda creditorilor săi, însă pe drept comun durează mai mult, sunt taxe de timbru destul de mari, cam în jur de 8% din suma solicitată și durează mai mult. De asemenea, aprobațiunea este favorabilă creditorilor în cadrul procedurii insolvenței. Concret, în acest caz, despre câți păgubiți este vorba și ce prejudiciu s-a realizat? Dar este vorba de mai bine de 100 de familii. Sunt prejudicii mari, se ridică la mai mult de 1 milion de euro. Sumă pe care altfel, dacă nu s-ar fi deschis procedura insolvenței, ar fi fost aproape imposibil să se recupereze. Este vorba de construirea unor apartamente. Da, s-au construit 4 apartamente în comuna Baciu. Patru blocuri. 4 blocuri de apartamente, sigur, sigur. S-au vândut mai multe, s-au promis spre înstrăinare în jur de 8, dintr-un proiect mare care cuprindea 14 blocuri. Care a fost poziția procesuală a dezvoltatorului Miclea în timpul Sigur, procesului? el s-a opus atât la deschiderea procedurii insolvenței, cât și după ce s-a deschis procedura, el a formulat recurs care s-a judecat și s-a respins. El a susținut că nu este comerciant pentru că nu este înscris într-un registru, un registru comerțului sau un alt registru asemănător. Cu toate acestea, instanțele au considerat că dacă face fapte de comerț, este comerciant și, prin urmare, îi se aplică prevederile legii 85 pe 2006 privind procedura insolvenței. Aveți cunoștință dacă o soluție similară s-a mai obținut Din în câte știm instanțe? noi, nu mai există soluții de acest tip. Aceasta este prima în România. Și s-ar putea invoca probabil în situații similare, având în Sigur vedere că că da. se cunosc multe cazuri de Sunt acest multe gen. cazuri, sigur că da, sigur. Este o soluție care deschide drumuri. Persoanele fizice care fac fapte de comerț sunt pasibile de faliment. Sigur, împotriva lor se poate deschide procedura insolvenței în formă simplificată, conform prevederilor legii 85 pe 2006. Deci, în acest moment puteți trece mult mai ușor la recuperarea prejudiciului Sigur prin. că da, se pot recupera creanțele mai ușor prin anularea actelor prin care s-a micșorat patrimoniul debitorului. Dezvoltatorul este solvabil, adică ați Da, obținut din câte această știm noi, este posibilitate, dar. solvabil, sigur că da. Sigur. El avea pusă o ipotecă de 1 milion de euro de către un anume Keith John Viner, și anularea acestei ipoteci am încercat să facem pe drept comun, dar dura foarte mult, costa foarte mult. Însă, în cadrul procedurii insolvenței, se va obține mult mai repede și cu costuri reduse. Este vorba de terenuri, de imobile construite, Sigur. bani care acoperă tot întreg prejudiciu sau parțial? Deocamdată suntem în proces de căutare și identificare a bunurilor debitorului.